Primul centru de vaccinare de tip drive-thru din Galați s-a deschis începând de duminică 9 mai în parcarea mall-ului Shopping City. Centrul, amenajat cu sprijinul primăriei Galați, dispune de 4 fluxuri de vaccinare, utilizează serul Pfizer și nu este necesară o programare prealabilă. În prima zi de funcționare, după doar 4 ore, câteva sute de persoane s-au vaccinat în centrul deschis la mall, a fluxul de cereri fiind peste așteptările cadrelor medicale. Suntem la început, e prima zi, în ora 8, nu s-a mai făcut așa ceva în orașul Galați. Chiar funcționează foarte bine, nesperat de bine. Dimineața la 8, fără un sfert, deja coada era pe Coșbuc. Lumea a aflat din presă, din ceea ce s-a comunicat de către DSP, de către primăria Galați. Iar la 8, fără un sfert, cu toate că programul centrului a fost ora 8, erau deja, cred, 60, 70, 80 de mașini. Până la momentul de față am vaccinat aproximativ 460 de persoane. Cu prima și a doua doză s-au prezentat și pentru rapel, pentru că e posibilă și prezentarea pentru rapel la drive-thru. Suntem mulțumiți deocamdată. Iată pe scurt care este procedura de vaccinare. A fost creat un flux. Avem voluntari de la Facultatea de Medicină, care ne ajută cu acele chestionare pe care trebuie să le completeze fiecare doritor de vaccinare și un acord scris pentru vaccinarea cu Pfizer în centrul nostru. În momentul în care ajung la centrul de triaj, în fața căruia ne aflăm, sunt doi medici care fac o anamneză și decid dacă pacientul poate fi vaccinat sau nu. În continuare se merge spre zona de vaccinare, unde sunt 4 fluxuri. După vaccinare, pacientul urmând să aștepte în mașină un sfert de oră pentru supraveghere. După un sfert de oră, urmând eliberarea adeverinței. Se lasă un număr de telefon. Programul generează automat un mesaj pe care îl informează în legătură cu data rapelului. Multe întrebări sunt legate dacă rapelul va fi făcut tot în acest centru. Nu putem încă să răspundem la această întrebare, dar rapelul va putea fi făcut în orice centru care vaccinează cu vaccinul Pfizer, din Galați sau din țară. Centrul de vaccinare de tip drive-thru de la mall-uri din Galați va fi deschis zilnic de la ora 8 dimineața până la ora 8 seara.